Bun găsit la o nouă ediție Gorjul în direct. Sunt Mihaela Horva și alături de mine este contondentul domn Viorel Caragea. Ne-am obișnuit cu dumnealui în emisiunile de televiziune și de radio, acolo unde critică pe toată lumea, Dar nu acolo unde critică e nimeni, eu asum un punct nevoie. De vedere. Am zis, da. Așa, acolo zic unde este nevoie. Aveți puncte de vedere destul de... Divergente față de alții. Da. Și mă gândeam acum că tot nu, noi suntem departe de campaniile electorale, suntem oameni apolitici. Aș vrea să comentăm un pic, pentru că sunt evenimente importante, mai sunt 3 zile până la alegeri. Campania electorală a fost una atipică, noi n-am văzut o dezbatere sănătoasă între candidații la prezidențiale. La Târgu Jiu s-au întâmplat destule, inclusiv demisia domnului manager de la Spitalul Județean de Urgență, Nu era domnul legată asta de Gigel campanie. Capăt. Nu, da, vreau să spun așa Tangențial, că, așa. da, tangențial, pentru că vorbeam de evenimente care s-au întâmplat și se întâmplă. Cu ce spuneți dumneavoastră să începem? Eu mă gândesc Cu că... ce vă lasă sufletul pe dumneavoastră? Haideți Eu n-am o să prioritate. comentăm un pic despre ce s-a întâmplat la spital. Ieri am avut o intervenție telefonică a domnului deputat Weber, care practic a salutat demisia depusă de domnul Gigel Capotă. Bineînțeles că dumnealui m-a amintit că a avut deja o sugestie pentru cei care ocupă funcții publice să nu aducă de servicii partidului. Dumneavoastră, ce părere aveți despre tot ce s-a întâmplat la spital, ca să nu mai spun și despre faptul că o parte a colegilor mei au protestat ba la spital, ba la prefectura Gorj, toată lumea știe, împotriva abuzurilor care s-au întâmplat de-a lungul timpului la unitatea spitalicească de la noi din oraș. Deci, din punctul meu de vedere, stimată doamnă, solicitarea de încetare a mandatului, că nu și-a dat demisia, așa ca să nu creadă Așa spuneți cineva. dumneavoastră? Nu, așa este, a fost o încetare consensuală cu acordul ambelor părți a mandatului de manager a domnului Capătă. Pentru PSD este foarte târziu. Spuneți că Foarte târziu. Cel care va deconta cel mai tare este președintele Consiliului Județean și mă rog, gurile de acolo și știți că sunt câțiva pe aici care se dau mari, cum să zicem, mari microfoane politice, da? Care împrăștie zvonurile de acolo, spun că a fost un dialog foarte dur acolo, adică domnul Weber ar fi spus lui Cosmin Popescu, dacă nu pleacă Capătă, trebuie să pleci tu. Cam de genul ăsta s-au purtat discuțiile până la urmă acolo. Nu știu dacă e adevărat sau nu e adevărat, dar în orice caz, de serviciile aduse PSD-ului în această campanie s-a știut de mult timp și au știut și PSD-ii și dovadă că ceva nu e în regulă, că au știut că este un punct nevralgic, cum mai sunt și pe alte direcții, vedeți ce se întâmplă, nu i-a interesat. Acum, văzând ce este, să-și asume. În ce sens spuneți că Vor a deconta fost... grav la alegeri. Da. Grav. Credeți că domnul Capoto ar fi trebuit să demisioneze mult mai devreme? Deci dacă... Deci, nu acum. Ori înainte trebuia să o facă când a început scandalul Leșerea să facă această rocadă. Oricum, deci deja de dimineață au început tot felul de discuții. Cine va fi următorul... Da? Am să vă arăt aici. Ia uitați, aici găsim emisiunea. Domnul Caragea vrea să ne distribuie și pe Și eu noi. și nu vă prindeam pe dumneavoastră, că de regulă Da. distribui de la dumneavoastră, Da. când mergi și de la alții. Te rog frumos, dacă Da, haideți să n-am... începem. Scriem așa, te vezi. Așa, dacă reușesc să găsești una, reușesc să vă prind, o problemă de transmisie pe dumneavoastră. Ce se întâmplă? Domnul Capătă a făcut și lucruri bune, poate și mai puțin bune, și poate unele chiar deloc bune, că niciun manager nu e perfect. Atunci s-ar inventa, ca să spunem, mulțumesc, Cu plăcere. s-ar inventa această, să zicem, roată a norocului, frate, luăm pe ăla și după el toți. Da? Nu există. Managementul în 3 cuvinte înseamnă rezultate cât mai bune cu cheltuieli cât mai mici. Acum, el trebuie să-și asume următorul lucru. Păi când tu ai făcut cu o anumită de parte a doctorului, până la un moment dat,
realizare și după aia ei au devenit principale tei contestatari, e o problemă. Bun. De unde credeți că a început? Uite, vă întreb un lucru. Știți că a fost acel control al Ministrului Sănătății, a venit... Problemele au început cu mult timp înainte. Numai puțin. După promovarea lui. S-a făcut acel raport pe care l-au ținut secret. Deci acolo credeți a Cosmin Popescu. Da. A fost acolo o greșeală. Acolo măsuri, da, din partea lui Cosmin Popescu, da. Și a PSD-ului în general. Ar fi trebuit să vorbească despre ce scria în raport și ce au fost găsite de ministrul Mintea. Și eu am fost foarte multe ori controlat. Niciodată nu mi s-a scris vreodată cea mai mică chestiune de management, că nu e corespunzătoare, că chestiunii colaterale, că nu poți să-i mulțumești pe tot. La unul le convine comportamentul, la alții, dar rezultate fără presiune pe un anumit segment care nu muncește, nu pe toți oamenii, că sunt oameni cu care n-ai treabă decât bună ziua într-o instituție și ce probleme ai și cu ce te pot ajuta ca să muncești mai bine și cu rezultate mai bune. Dar problema delicată acolo este pentru că sunt foarte multe interese. De ce spuneți? Pentru că sunt foarte multe interese financiare, de la angajări și până la financiare și nu poate să-i mulțumească pe toți și iasă discuții, da? Credeți că cei care vin acum, după... Nu cred. De la vor început. Face altfel sau vor pune ordine în sistemul de stat? Uite, primești un mesaj că nu ne auzim deloc pe Facebook, dacă se poate colegii tăi să facă o încercare să rezolve deci, această problemă. Deci, am vorbit degeaba până acum. Pe Facebook nu, doar ce ne prinde pe Ether. Da, pe Facebook. Eu v-am spus că e o problemă, eu nu reușeam nici măcar să vă transmit. Da, haideți că le transmit colegilor. Ce se întâmplă? Ieri cu toată, îl cunosc pe capul de Gigel de foarte mulți ani. Așa. Cu toată experiența lui a făcut o greșeală gravă ieri. Nu poți să ieși să spui, eu voi fi tot aici, în aceeași echipă, chiar dacă sunt pe altă poziție și continuă aceeași proiecte. Păi tu ai fost blamat și, să zicem, schimbat pentru că, în general, n-a mers managementul de acolo. Da? Tu ești number one, managerul care dai linia directoare și faci cele mai multe, iei decizia finală, semnezi, îți asumi. Nu poți să spui acest lucru. Păi l-ai decredibilizat pe ăla de după tine. Adică ce să înțeleagă lumea? Frate, ăla care l-a pus, va face tot ce îi spun eu. Că e fost o acțiune. De ce? Lasă-l, domnule, și omul să aibă personalitatea lui, ideile lui, proiectele lui, că nu toate alea au fost bune. N-a fost clar. Deci nu, se lua în calcul numai ce spunea domnul manager. E problema lui. Ieri a greșit cu asta. Și l-a decredibilizat pe cel care vine. Deci deja sunt tot felul de discuții, comentarii, cine vine, cine nu vine. Acum, domnul Cosmin Popescu are singură variantă, să se gândească bine dacă mai vrea serviciu pe la Consiliul Județean până la anul. Dacă nu reușește să facă ceva la instituțiile care sunt subordonate, nu numai acolo, că discuții sunt și pe la altele. Absolut. Sunt mai multe direcții care au probleme. Da, care sunt în directa sa subordine. Da, da. Nu numai coordonare, numire directă. El este cel care îi numește sau îi revocă pe manageri. Ce șef de instituții spuneți că ar mai aduce de servicii PSD-ului, de exemplu? Nu. Și unde nu se iau măsuri? Nu știu, e treaba lui. Eu nu vreau să le spun părerea eu. Dumneavoastră mă părerea mea că sunt multe probleme. Deci tot ce a numit în ultimul timp nu este cu rezultate. Sau aproape tot ce a numit nu sunt cu rezultate specifice. Dar sunt tot felul de voci prin oraș. Problema și marea nemulțumire a tuturor. A tuturor, da. Tuturor, au făcut tot felul de angajări, s-au trezit toți peste noapte cu tot felul de vile, de apartamente, de te doare mintea, prin București, prin Târgu Jiu, super mașini, super vacanțe și de unde? Că din salariul ăla nu se poate. Nu se poate. Cumperi vile de apartament de 150.000, de 180.000 prin București după un an de directorat sau doi, nu e în regulă. E așa ca un... Deci nu există. Cum ajung într-o funcție, cum îi vezi deja foarte bine... Nu știu. Bun, haideți să trecem la... Știm foarte bine ce a făcut PSD-ul cu numirile astea și nu numai PSD-ul, că s-a tot... Problema este s-a că... S-a tot perpetuat această stai situație să vezi de 30 că acum de ani încoace. Discuții mari vor fi și la PNL-ul, că unii dintre ei care au fost numiți de PSD-ul între timp, că i-a pus bunicul, că i-a pus tăticul, că i-a pus mătușa, acum să trezesc că vor fi mari peneliști. Și va fi un cuid și un punct de discuție foarte grav al... Da, al domnului acum Dan Vâlceanu. Acum ne atunci auzim. Atunci e ok, mulțumim. Ne auzim și pe Facebook. Da, mulțumesc colegilor. Înțelegeți? Și atunci, de-aia vă spun. Doi, o altă mare greșeală pe care, scuzați-mi că revin la subiect, a făcut-o Gigel Capută, este seara destul de surescitat,
că e obosit, că multe ore intervențiile la presă. Intervențiile pe care le-a făcut împotriva jurnaliștilor, tonul, atitudinea, postările pe Facebook nu i-a făcut deloc bine. Că de-aia e ambiționat pe jurnaliști și pe colegii dumneavoastră. Da. Păi frate, hai de, eu vă invit, eu invitam, da, ce problemă aveți? Haideți încoace, luați un loc, dați-le un ceai, o apă, o cafea, ce doresc, hai să vă ascult. Iar faptul că au fost dați afară din spital cu... Nu, adică toată lumea se plimbă... Oamenii de la pază... Scuze-mi, se plimbă toată ziua vânzătorii de haine prin spital. Dacă ai văzut, sunt vânzători de haine, de bomboane, de ce vrei tu prin spital, de fructe, și nu întrebi și tu dai afară jurnaliștii. Mare greșeală. Bun, și uite că s-a văzut ce s-a întâmplat... Păi nu, presiunea mediatică... presa este a patra putere în stat. Dumnealui, da, a făcut o mare greșeală, cred că revoltat pe toți ziariștii din Târgu Jiu, cred, sper. Ideea și la nivel național au fost emisiuni. Da, știm, cum să nu. Dar mai este o problemă, tot jurnaliștii spun, colegii noștri, colegii mei, dumnealui a fost pus în funcția din care a plecat, am înțeles, în funcția de director economic. Nu mă înțelegeți greșit. S-a făcut o locadă, e decizia lor, fac ce vor, dar și asumă. Eu sper ca virgulă Gigel capătă să fi tras și el din această situație o lecție, să fi luat o lecție, să fi luat o învățătură, pentru că nu se poate, repet, atitudinea i-a dăunat cel mai mult. Și nu, frate, încoace să stăm de vorbă. A, nu vrei? Atunci e decizia ta, dar eu te-am chemat. Da, și a mai fost și acea problemă cu fata dumneavoastră. Că sunt nereguli. Păi, dar la nu poți. Nu numai aia. La secția de psihiatrie. Au fost multe, nu numai acolo. Deci, să ne înțelegem. Doamne, Spitalul Județean, într-adevăr, e o entitate imensă. Da, sunt trei unități. Acum un director nu trebuie să-l blamăm că o femeie de serviciu nu-și face curățenie, dar nu trebuie să coborăm până acolo, până la urmă nu-i treaba lui directă, dar da. Trebuie să vadă și el anumite chestiuni. El, managerul, merge pe marile proiecte, pe activitățile care aduc capital, care aduc lucruri noi, investiții, dar trebuie să te preocupi și el. Și problema ta dacă nu ești în stare să te ocupi de la de la administrativ, de la de la... Ați văzut cu magazia cât ți-a dat la făcut? Nu se poate! Da, și apoi a fost deci a fost o greșeală. Deci acolo... Magazionerul. Deci următoarele probleme, vă dați seama că în perioada următoare jurnaliștii care au sesizat așa pleacă pe două linii directoare. Odată sesizeze împotriva prefectului până la nou ministru, până la Dumnezeu, cum se spune, și la primul ministru că ce a făcut nu e bine, ieșirea aia o mare greșeală a prefectului, că n-a fost că la dâși și doi împotriva celor de la instituțiile care n-au, adică tu n-au făcut nimic, te duci și spui că nu este când ăla are poza cu lângă tine, găsești substanța, stă cu ea în cap, păi de amendă la magazioner. Da. Doamnă, există 7000 de metode să faci, să... faci un plan de măsuri, să corectezi, să corijezi greșeala. Dar nu să persiști. Nu te duci să tai capul la magazin ca să-i sizat, care omul mai făcut să referate, da? Nu știu, vom vedea, din punctul meu de vedere, nu este bine ce s-a mers acolo. Și, repet, ăsta este un exemplu. Negativ pentru cei care au gestionat această situație, pozitiv pentru presă, că și-a dovedit că prin unitate, prin aducerea cunoștinței opiniei publice, prin oprobiu public care s-a creat, îi obligă și pe cele noștri politicieni, exact, să ia măsuri. Da, chiar dacă se iau sub presiune, că practic asta s-a întâmplat, să nu se ia. Nu, eu nu consider cred presiune. De ce se consideră presiune? Ce s-a dus, l-a bătut pe vreunul? Ce a făcut acolo? Nu, dar insistența jurnaliștilor a făcut să fie această, să aibă loc această schimbare. Da, pe asta a spus, erau, unitatea da, jurnaliștilor și asta, da? Da, mie îmi pare rău, eu n-am ajuns la proteste, dar am încercat să cel puțin, să, da. Ar fi bine, apropo de treaba asta, sunt multe abuzuri, multe abuzuri și în toate domeniile. Dacă ziariștii s-ar uni, cum spuneți dumneavoastră, cred că am rezolvat multe în județul acum, ăsta. Trebuie să existe și o competiție în presă, că cine are primul informația, exclusivitatea, cum spuneți dumneavoastră. Da, dar zic așa. Invitații cei mai vocali. La primul abuz pe care să-l întâlnim și de acum înainte să ieșim, da, și să... Da, dar la situațiile... Nu credeți că situația s-ar, cum să zic, s-ar îmbunătăți în județul ăsta și în oraș? Doamna. Adică cine... Dintre... Că, din păcate am văzut că cetățenii n-au venit să fie alături. Dar nici nu i-a chemat nimeni pe cetățeni. Dar cum să nu? Ziariștii i-au chemat. Nu i-a chemat. Nu, a spus că... așa. Cine nemulțumit și elea. Nu. Cetățeanul vine când s-a depășit o anumită
linie roșie, să zicem, efectul asupra sa personală. În rest nu vin. Dar, repet, neconformități, ca așa li se spune, nu ilegalități neapărat. Deci, de foarte multe ori oamenii confundă neconformitățile care sunt de la anumite norme cu ilegalitățile. Da. Că e hoț stabilește doar instanța. Te-a făcut judecătorul condamnare, da, ești hoț până atunci și iau mai încet, da, ai neconformitate. E prezumția, da? De nevinovăție, sigur. Există tale. Doi, devii politician? Te faci membru într-un partid și te dai șmecher pe acolo că tu ești vicepreședinte, că ești nu știu ce băgător în seamă la partid? Păi ți-asum, frate. Când îți place să te plimbi cu Mercedes-ul și cu ochelarii în nas, că tu ești membru marcant la nu știu ce partid și că faci și că drești și că tu pui directori, că nu facem încă pații, bătică. Mai ales care n-au servicii. Sau pensii, da? Din care să trăiască. Că ei se laudă. Nu? Când îi cauți la origini, nu prea. Din aprozarist devii șef de instituție, e grea problema. Sunt, da, neconformități sunt. Problema este cum știi să le gestionezi, să le înlături. Cum știi să faci comunicare. Da? Că nu e o problemă, că vin interese meșchine, au fost și vor fi tot timpul. Da? Grupurile de interese, când se simt atacate, preferă să dea oricât ca să fie lăsați în pace, că știu că pierd tot după aia. E așa o frăție între politicieni. Atunci devin, și nu, între anumiți politicieni, nu trebuie să-i blamăm pe toți. Da, aveți dreptate. Că fiecare are partipriurile lui. Sigur. Mâine, da, până să ajung la vizita la doamna o așteptăm, Dăncilă. O așteptăm. Doamna Dăncilă și încheie. O așteptăm, ca cetățeni liberi ai României și a Gorjului, o să o așteptăm. Va fi o mare surpriză pentru PSD-ul. De ce spuneți? O să vedeți. Și dacă ziceți că e surpriză, i-am pregătit clar. O surpriză. Cine, dumneavoastră? Mai mulți cetățeni. Mai mulți cetățeni? Da. Și surpriza asta când? Mâine. Păi da, cam pe la ce oră, ca nu să știu. Nu vă putem spune decât că va fi surpriză. De, dumneavoastră și o parte dintre cetățeni? Nu, eu particip lângă niște cetățeni care îi pregătesc surprize, doamne. Da? Da. Aveți idee unde va ajunge prima dată la noi în oraș? Nu, am idee că se duce la biserica aia cu șoțulețe de la Bârsești. Da? Deja căutarăm astăzi o grămadă de șoțulețe prin oraș ca să le dăm la toți pesediștii care vin. Iconele, tot, știi? Deci o să o primiți cum se cuvine. Noi nu, din cum, dacă vor să se înalți acolo și să devină mari... Aveți o problemă cu asta, că vine doamna Dăncilă să-și încheie campania electorală la Gorj? Dacă ar fi să... Ce i-ați spune doamnei Dăncilă? Ați greșit județul. Ați greșit județul? Da. De păi ce? Doamnă dragă. Așa. Eu n-am nimic cu doamna. E o luptătoare, cinste ei, își face treburile, cât de aia este acolo, dar e o victimă. Păi cum poți să vii la Gor să închii campania? Și aia nu-l înțeleg de niciun fel pe președintele PSD-ului. Când tu știi că Gorjul este un județ monocolor, da? Păi tu îl trimisești pe Maiureanul în Ministerul Energiei, da? Ce o este blamată peste tot, făcută praf, certați de toți care sunt, că uite ce se întâmplă. Minerii sunt disperați că se închide CEO și rămân fără locuri de muncă, energeticienii probleme. Mințim Maiureanul la toți că face grupul cu chinezii, că face nu știu ce. Nu făcu nimic cu hidrocentrale de pe Jiu. Gândiți-vă, avem 5 hidrocentrale, da? Care stau și nu s-a mișcat nimic în mandatele PSD. Și cu lupte și cu scandal și cu alea. Păi și tu o aduci aici? Nu, avem defileu. E o greșeală de tactică. Da, defileu cu cele două hidrocentrale plus cele trei, Bumbejiu, Iezureni și Vădeni, care n-au făcut nimic. Lacurile colmatate. În jos, la fel, nimic. Este o mare greșeală. Așa e, da. Da? Doi, cum poți să vii să-l prezinți acolo, să o aduci pe... Să sper să obții un rezultat pozitiv. Câte vociuri poți să aducă Gorjiu Plus? 1000 sau 2, da? Când tu ești cu Maiureanu. Când tu vii și spui Weber... Nu-l înțeleg, te jur. Până la un punct îl înțelegeam. Deci tot PSD-ii vorbesc, bă, vrea să scape de Ciprian, care nu are nicio șansă să câștige Târgu Jiu, că este susținut de Cârciumaru, acesta ăla e susținut de Cârciumaru și de Gașca, Radu Teodorescu și de Gașca, alaltă, din ce a rămas din potăile la tineri, cum ziceau ei, că știi că lupii spre cale de dispariție, știi? Și lup, nu mai sunt, nu mai potești, știi, vin păduri. Deci vreau să se înțeleagă... Așa, ăla... Emisiunea asta e un pamflet. Ca da, să e un pamflet, avem... dar stai puțin de aici pamflet, să nu dau lupi. Da. Eu care am făcut o parte din activitate și am văzut ce înseamnă să fii lup sau câine lup, vă spun că ea era niște, ce să, nu există. Să nu mai folosesc cuvinte, că zici că nu-ți place, da? Nu, neapărat. Bun. Că nu-mi place, dar să nu fim amendabili. Păi ăsta e adevărul, păi, dar de ce să fim amendabili dacă ea nu sunt păiați lupi? Păi un om zice că e omul lup, ăla e sănătos la cap.
Păi nu vorbesc serios. Eu sunt lupul tânăr. Bă, ce, tu ești sănătos? Te întreb. Așa, deci spuneți că e o greșeală de tactică. Deci, să da? Vină când tu pe Florescu ești tu miercuri și spui înainte, eu, Florescu este susținerea mea. Păi când organizația de la Târgu Jiu e total împotriva lui Florescu, că n-a făcut nimic. Sâmbătă seara Weber făcuse tensiune când a văzut că Florescu era pe la în campanie pe la Stănești. Știi? Stănești e una din zone, Stănești, Luncu, ăștia, Glodenii sunt cele mai tari zone, Rugi, Latina, acolo, ăștia, cele mai tari zone, cu cel mai bun vin de sub munte. Păi băi, când tu te duci pe acolo, ca să știe lumea unde e comuna Stănești, nu de altceva, că poate nu știe ce calități are Stănești. Mulți știu, da, așa. Da? Dar poate ei ne aude și la Craiova și ea nu știu unde. Da, aveți dreptate. Da? Unei, ăia la Stănești sunt renumiți pentru pastrama și tocanul de acolo și vinul Rozoliu. Tu te duci în campanie când tu vrei să fii candidat de Târgu Jiu. L-a scos sâmbătă, duminică, o țâlța capaca. Și credeți că s-a supărat domnul Weber pentru treaba asta? Nu, domnul Weber a făcut catrânul și l-a trimis, du-te acolo, că eu te pun pe tine. Domnul Weber a vândut Târgu Jiu. Și mai făcut Florescu o mare realizare. Mâine o să o cântăm toată ziua. Pe... O să vedeți. Zeci de postări ne-am gândit să le facem. Să postăm mâine, să audă doamna Dăncică, îi le dăm. Am pregătit un CD frumos, îl dăm. Ascultă, doamnă, ce zic băieții mata. Ce a zis Weber că el a reușit deschisă pentru Romanescu? Ce a zis Florescu acum că toată vara a negociat cu Romanescu și au discutat treburile, că dacă e să fie bine... Păi ce înțelegem? Adică toată vara și toată primăvara v-ați înțeles cu Romanescu? S-a dus Romanescu pe la Dragnea, știți că se face că a uitat acum și Romanescu, știi? Că nu se știa cumva să duce Dragnea la pușcărie sau nu se duce și așa mai departe. Și ce o să zic amărăția de la PSD-ul care merg pe stradă și se duc la oameni? Ce să le spună? Să uit, se întâlnește cu dumneavoastră stradă. Ce să le spune? Votează pe cine? Votează pe cine? Spuneți că noi am trădat-o. Spuneți, da, spuneți că s-au făcut niște înțelegeri, a, niște cum? Blaturi, cum? Niște... Și tu vin, eu sunt, dau cu pumnul masă că sunt Weber și vreau să fie Florescu. Păi da, vină mă, dai că fac eu un pas în lateral acum. Merg și ea pe stradă că a făcut o campanie extraordinară. Ați văzut cum vine așa nervos? Cred că noaptea a avut insomnii. Nu folosim alte cuvinte decât a avut insomnii. Păi nu te poți să te duci în felul ăla, neîmbrăcată, roșu, nimic. Sau când se îmbracă roșu, te și sperii când te întâlnești cu ei. Da? Cum vrei să faci campanie cu așa ceva? Și mai și faci greșeala marți și miercuri, ieșiți amândoi și spuneți. Știți? Oricum, eu sunt bucuros. La BPJ-ul PSD-ului, nervos pe acolo și din aia care nu ia 5 voturi. Aia nu-i votează nici familiile pe unul din aia din BPJ-ul. De ascultă-mă ce spun eu. Nici familiile nu-i votează. Să dau interesant și Weber greșește. Păi dacă tu îți spui, domne, să vedem ce facem cu garaja, că ne face din anticampanie, că ne face... Un sfert din ședința de marți, în BPJ-ul a fost despre bine. Băi, îți vă aștept. La discuții, dacă vreți, la tribunal, dacă vreți, unde vrea sufletul vostru. Că voi oricum curaj n-aveți să ieșiți la oameni să le spuneți lucrurile pe nume. Și aici greșește PSD-ul. Grav de tot, a pierdut legătura cu cetățenii. Pentru că între PSD-ul... Între PSD-ul și noi, n-am. PSD-ul e un partid, o forță. E de stânga, a dat măsuri sociale și bune, dar a fost acaparat de un grup de interese. Dăncica a spus că ea nu vrea. O să o vedem. Deci dacă supărat... dați la o parte, da, sunt supărat pentru ce se întâmplă în județ. Da, dar sunteți supărat nu numai pe PSD, că trebuie să spunem și... Dar nu, eu nu sunt supărat pe PSD-ul. Eu nu blamez partidul. M-ați auzit odată vorbind de un partid sau de altul? Nu, nu niciodată. De grupurile de interese, da? Da, din fiecare păi atunci, partid, de fapt. Nu, chiar unii au mai multe, unii mai puține. Da, da, da. Da? Că grupurile cele mai multe dintre se fac la aia care au fost la putere. Așa că, de-aia, repet, Dan Vâlceanu va trebui să fie foarte atent. Credeți că ei vor face altfel decât au făcut cei din PSD? Sunt obligați, că altfel au viața foarte scurtă. Și au exemplu cu guvernării celor... Și așa au o viață scurtă la guvern. Nu înțelegeți greșit. Da, de acord cu dumneavoastră. Dar nu-i apucat, nu, dacă nu fac. Oricum, e în perioada următoare. Păi, ce au declarat. Deci nu mai avem bani în sănătate, nu mai sunt bani. S-au grăbit să spună. Ce se întâmplă? A intervenit doamna Pintea și a spus, dom'le, stați așa, e vorba de o rectificare care nu s-a mai făcut, trebuia făcută. Deci, încă o dată, stați să ne înțelegem. În octombrie. Să ne înțelegem. Eu nu înțeleg de ce dau mesajele astea ca să arate că salvează țara. Nu, dar ei spun adevărul. Sau bine, dar dacă de e vorba în fondul? De rectificare, păi doamnă, dacă să ne înțelegem. În fiecare an se face rectificare. Deci în fiecare an se fac mai multe rectificări. Da. Da? Păi da, tocmai de aia zic. Nu numai că dacă pleacă de la guvern și bani de tot, ne nebunește lumea când aude, doamne, ce ne facem? Păi nu, lumea nebunește, da, salarii, da, da, lumea nebunește. Dar întrebarea mea este, doamna Dăncică, scuzați, da? Trebuie să-și asume. De ce n-ai făcut toată luna în octombrie rectificarea? Păi a fost ocupată, probabil. Doamnă, am o rugăminte.
Deci trebuie să facă, moțiunea, da? De cenzură, mă rog. E problema ei, trebuie să o facă, da, dar trebuie să ții măsuri. Nu la asta, nu la asta, păi decât să te ocupi să vezi care trădează, care nu trădează, ocupă-te, frate, și fă lucruri și atunci lucruri importante și atunci la... Aveți vreo preferință, domnul Caragea, dacă ar fi să vorbim despre partide? Da, le iubesc pe toate. Partidele. Că este normal, în toată lumea asta există partide, există ideologii de stânga, de dreapta, de centru. Da? Deci eu, din punctul meu de vedere, toate partidele sunt bune. Mai aveți ideea de a candida la alegerile locale? Da, dar cred că candidat la Consiliul Local. La Consiliul Județean. Deci nu glumiți acum? Nu. Și din partea unui partid sau ca independent? Păi, probabil din partea unui partid. Pentru că, simplu, nu poți să fii un lup singuratic, cum zic unii, da? Sau să fii singuratic pe lumea asta, frate, eu... Nu. Da? E bine și independența, dar până la un punct. Pentru că ai nevoie de structură, ai nevoie de oameni în secțiile de votare, da? Sunt multe chestiuni organizatorice. Nu poți să transmiți mesajul tău peste tot, nu te poți duce singur. Uite-te la diaconul. Când l-au lăsat ăștia din brațe, păcat, el a încercat cu actoria lui să facă un anumit mesaj. Și pauză. Nu e pauză deloc, că s-a vorbit, sondajele îl dădeau ca posibil candidat pentru 2. Deci dacă, unele sondaje, dacă s-ar fi făcut o campanie serioasă în jurul lui, avea șanse. Păi. Avea șanse. Păi da, dar nu vedeți altele ocotii, nu mai mișcă deloc, uite, sunt afișele rupte la sediul partidului. Sunt afișele rupte, nu mai deschide nimeni, nu apoi Angel, am făcut poze, nu așa, ca să vadă și... Deci după celebru Ionică de Turcenii. Iacu nu n-ar avea șanse să intre. Nu intră în turul 2, nu. Nu. În turul 2 pe cine vedeți? Tot pe domnul Iohannis, doamna Dăncilă? Deci turul 2 este clar domnul Iohannis de departe. Vreau să înțeleagă toată lumea, pentru că eu lucrând 2 ani jumate la Sibiu, am văzut și realizările și poate și mai puțin realizările domnului Iohannis. Bine, frate, ca primar bănuiesc că nu-l contestă nimeni. Bă, da, că nu-l lua 100%, nu avea grijă. Că lua el 70% e altă treabă, dar nu-l lua 100%. Ei, nu, dar a făcut din Sibiu la orașul deci, european cu care se pare că ne mândrim toți. Nu, și acum. Deci, și anul ăsta Sibiu a fost regiune gastronomică europeană. Poftim. La noi de ce nu se poate întâmpla așa? Păi se poate. Uite, eu îți spun că îți prieten cu mai mulți bucătari din Sibiu, eu sunt un gurmand, așa, de felul meu, că asta e, nu pot să fiu siluet ca tine. Păi și eu, nu, păi nu, eu sunt norocoasă, că seamăn cu cineva uscățiv din neam. La mine n-a prea fost uscățiv, da. Așa, și am prieten de familie, chiar două familii de bucătari, super bucătari din Sibiu. Anul trecut, acum 2 ani, au trimis la Londra, au trimis în Spania 20 de bucătari. Au selectat ei 20 de 40, după a rămas 20. Da. Și eu, au venit la nunta fiicei mele și au luat concediu, prietenii, au venit doi bucătari de marți și au mai venit o familie vineri. Foarte să mă ajute. Ne, eu mă gândeam ca așa, prieteni. Ca... Și discutam cu ei, n-am avut timp să discutăm prea multe, dar după aia a fost ziua mea și au venit la ziua mea ca să discutăm, a stat 3 zile să se refacă și ei, în primul weekend l-au avut liber de la servici. Deci, de ce nu pot să facă? Și culmea, unii dintre ei sunt olteni. Stabiliți acolo. Da, de ce nu pot să facă? Frate, ne-a trimis la școală. Primăria a subvenționat școala la 20 de bucătari 3 luni. O lună în Londra, de fapt casa le-a asigurat-o, pentru că ei lucrau pentru un parteneriat în diferite restaurante. Dar lucrau de genul în care toți 20 mergeau în super restaurantul cu tare 2 zile, înțelegeți, cu un super șef din ăla bucătar, și învățau să facă fiecare un meniu. Lucrau de jos de la curățat cartof până la alea 20 de inși și astăzi lunea de regulă le dădea liber la restaurantul care a fost marța, miercuri, că ei făceau cursul numai de luni până vineri, iar sâmbătă și duminica era un fel de part-time care lucrau, îi plăteau firmele au lucrat, că au meniuri pe fiecare zi diferite. Una e meniul de zile lucrătoare. Da, și uite, sprijiniți de municipalitatea Sibiu. Păi și cu lucrul de ăștia a făcut treabă. Doi, domnul Iohannis n-a făcut mare lucru de tot bombării. El a schimbat o parte din pavajul din zona centrală, o parte, să nu se mai umfle romanică că vrea el, zis Marcel, că schimbă el tot ăla. Eu înțeleg că e obligat, că l-a sunat Videanu. Alo, băiatul, vezi că știi că eu sunt cu calcarul și cu bordurile și cu piatra cubică. Bagă-mi și mie pe proiect și pe ăla, da? Eu știu și discuțiile, s-au dat vreo 2 soluții prin parchete. Nu de noi, că n-a fost competența noastră, dar primele acte s-au făcut de poliție. Beton a costat sub jumătate decât dacă puneam piatră cubică. Cheltuielile anuale cu întreținerea, să știți că sunt foarte mari și la Sibiu. Foarte mari, pentru că mai ales iarna sau la proiectul în țială, nisipul ăla dintre pietre se duce și
Dacă normal, circulă, se duce, da? Da, da. Piatra de la locuiești. Și costă mult mai mult decât să turni un beton odată pe an, să le faci pe ăsta, să fiecare zi să ai oameni să baci cu compactoare, cu alea. Dar întreținerea e întreținere, nu poți să te lași. Noi nu comparăm fluxul de... Păi aeroportul din Sibiu a avut 300.000 de pasageri anul trecut. Păi și da? Anul se tot vorbea de un aeroport. Bă, nu ne trebuie aeroport, ne trebuie drumuri. Iar Iohannis a făcut alt lucru. În afară de zona aia, mai avea 180 de străzi neasfaltate. Când m-am dus eu în 2015, erau 183 de străzi. Când am plecat în 2017 de acolo, mai erau 150 și ceva. Ei fac 15 sau 20 de străzi în funcție de cum sunt de mari, pan, punct. Restul le întrețin să le balasteze, cum e drumurile la țară. Le-a spus, băieții, vă vine rândul în 5 ani, dar peste 5 ani nu mai vii să spui să mai bați la poartă că mai vrei o canalizare. Punct. Din momentul în care ai trecut, îți spun dinainte cu un an că vezi că la anul vin, nu vin, te hotărăști, 5 ani nu te mai legi. La gaze, la canalizare, la curent. Da. M-ai înțeles? Și Iohannis a extins foarte mult, foarte mult zona de nord. Fantastic. Acolo sunt grupuri de firme japoneze, nemțești, americane, italiene, mari, mari firme. A băgat bani, tot ce a avut, în a amenaja infrastructura, adică străzi, canalizări, rețele de electricitate, de iluminat stradal. Când intri acolo, deci e jale ce să zici că ești din marile metropole. La noi de ce nu se poate? Dacă... Păi nu vrea Marcel. Nici măcar n-a vrut să facă aleile la fostul Ostramu. Să cumpere și să facă, nu. El a dat banii înapoi. Da, să vă întreb, dacă, uite, se face schimbul acesta de putere în zilele astea. A, l-așteptăm pe Marcel, că el a cerut demisia lui Orban. L-așteptăm să-i dea acum. Eu cred că este un incident uitat de ambele părți. Părerea mea personală? Cred că... Pot să vă spun o părere? A trecut peste și domnul Orban, mă gândesc. Ăla nu, multe nu iartă, nu uitați că e Ardelean. Și ziceți Ardelean că nu iartă? Nu uită și nu iartă, frate, în vecii vecilor. Și ce l-ar putea costa pe domnul Romanescu? Păi el poate costa așa, vreau fratele meu prefect, cum tot vorbesc unii dintre apropiaților, da, nu se va întâmpla. Am auzit și eu. Da, dar nu cred că se va întâmpla prea des sau prea curând. Vreau să-mi dai bani pentru Casa de Cultură, stai să văd că am găuri la buget, că uite, nu am dicolo. Vreau nu știu ce, păi Marcel vine să-mi spună mie de centură? Păi ce treabă ai tu cu centura? Aia e CNADR-ului, e sau nu e bugetată, bombănim pe Ministerul Transportului, tu trebuie să vezi cu doamna Negrea cum face acolo cu... Faptul că nu se poate lucra, că luăm miliarde de miliarde și acolo vezi că îi băgași. Are probleme grave cu personalul din subordine. Deci, domnul Caragea, noi am identificat spui, aici niște probleme. Doamnă, în centrul Sibiului există o singură fântână arteziană. Deci, în tot centrul Sibiului există o singură, în piața Sfatului, cum se spune acolo, da, o singură fântână. Păi, domnul arhitect ăsta ia banii că el are comisiuni din proiecte care le face și plătește degeaba. Păi dacă ăia care le vin o jumătate de milion de turiști pe an, la Brașov a văzut Marcel fântâni colorate cumva? La eu când cred că acel cu... proiect nu se mai... Păi nu, dar să ne înțelegem. A fost prost făcut și prost gândit de prima dată și ăsta cu fântânile care... Fă, frate, o fântână adevărată și cu asta atenată. Ați văzut dumneavoastră astă vară prea multă implicare în fântâna de la arteziană care e de 30 de ani făcută la Parângul să meargă? În fața sediului PNL. Unde el ar trebui să aibă fântâna brici făcută. N-am văzut nimic făcut. Dacă vrea tovarășul ăla avocat, unde-i Pugu? Unde-i Marcele Pugu? Nici până acum, ce se apară? Păi așteptăm că sunt niște domn patron care se tot laudă că au făcut ei tot felul de modificări după interese proprii. Așteptăm. Și îți dai seama că suntem cu ele pe spațiu viral imediat. Da. Te duci tu acum și recunoști înainte, băi frate, trebuie să-l fac ăsta. Dărând tu trotuarele de pe Unirii. Deci este jale. Grupurile de interese da, la care dator... Da, să facă loc cumva, mă gândesc. Nu știu, doamnă, unde se faci la pe Unirii acolo? Trebuie să faci în spatele blocului, parcare supraetajată. Alveole, ălea îl costă pe Romanescu o grămadă de voturi. Și în jurători în fiecare zi. Și lui și la patronei lui. Garantat. Și acum m-am plimbat pe acolo. Toată lumea, ce Dumnezeu stai sănătos, care a făcut asta. Bă, probabil că este. Și frumos și sănătos. Până acum, zicem așa, domnul Caragea, deci Iohannis avem... este o locomotivă foarte puternică din punctul meu de vedere în acest moment. Da. Trebuie să amintesc că această emisiune e un pamflet, trebuia să de ce? Acolo. Este o locomotivă? Păi nu, dar ce? Păi nu, dar acum n-aș vrea nici să păi nu, Iohannis este o locomotivă, nu. Campanie electorală. Dar nu fac campanie, am spus așa. Iohannis este o locomotivă? Da. Păi nu, doamnă, hai să luăm toate sondajele. Este o locomotivă care trage un tren de viteză. Da? PNL-ul este pe un tren
de ascendent, are 30, între 30 sondajele, dau între 30-40%. Nu trebuie să se îmbete cineva cu apă rece. Da, mai ales că am văzut ce s-a întâmplat și la europarlamentare, când sondajele spuneau una și nu, dar nu va lua 50% părerea mea, nu cred că va lua. Viorica Dăncilă a recuperat un pic din trendul care a plecat. Este un lucru benefic pentru PSD faptul că după aceste alegeri trebuie să se reorganizeze, să facă o schimbare, că dacă nu face o schimbare de gardă... La anul s-ar putea să se cunoască? Uite, aseară, îți dau un exemplu. Păi când PSD-ul mai iasă cu Căciumarul și ea vin să spună pe acolo, dom'le, dacă rămâneai mata sau ești ce făceai, da? Regret că l-am candidat împotriva lui în 2016. Și îi mulțumesc lui Nicu, prietenului de Negomir, că nu m-a lăsat. Care să-i mulțumesc dimineața și seara, că îi explică. Lui Doru și lui Nicu, doi, care nu l-a lăsat, că îi explică. La ora asta uita că e și parlamentar. Dar nu mă e mult până la lume. Asta e o greșeală a PNL-ului, dacă lumea îl... Păi el când se duce și bombăne pe acolo, că el e singurul care... Peste tot, și pe ei și peste tot. Îl pomenește pe domnul Cârciumar. Nu îl pomenește, nu, el să-l bagă seama. De asta zic, lumea... PNL-ul ce să-i facă lui Romanescu? Dacă el l-a lăsat, i-a dat tot sprijinul care îl vrea, dar dacă el se duce în campanie în fiecare zi aproape, i-am pus câte o postare, s-a dus în campanie fără veste de partid, haideți, fără nu știu ce. Haideți. Să continuăm, vine USR-ul. Așa. USR-ul reprezintă trendul tuturor nemulțumiților una peste alta. Da, Barna a sfeclit-o grav, adică s-a văzut, doamna, acum cam ce afacere avea dumnealui, doamna, cu statul. Doamna, să ne înțelegem. Bun. Am văzut vreo hârtie de undeva că e vinovat? Păi încă nu. Păi și atunci? Nu, dar asta zic... Deci, repet, nu înțelegeți. Este asta a făcut să scadă în sondaje. Da, dar este o mizerie la cei care le-au dat acum. De ce nu ați dat acum 6 luni? Păi nu știți că așa se întâmplă la noi? Păi nu, dar întreb. Dar credeți că Barna și cu ei lui rămân datori la ăștia? Nu vor rămâne datori. Că și despre ei scot despre alții, da? Mircea Deaconu, că la el ne-a oprit. Deci Barna va avea o luptă, pentru că el dezavantajează faptul că e și pe același culoare aproximativ cu Iohannis. Da, cam același tip de elector. Electorat de dreapta, nu este de stânga. Vine Mircea Deaconu, care el zice că e de centru stânga. El zice... Ponta e la... Am văzut ce s-a întâmplat. Nu, dar el e la... Cum se numește? La badmintonul lui, ce joacă el pe acolo, așa? Golful este... A devenit o aristocratie. Deja așa... Da. Și te duci tu cu pescariul la golf, trebuie să gândești că pentru 5 zile de golf acum, poate 5 ani de acum încolo, nu mai deschizi gura că, băi, eu sunt ăla, organizatorul, eu fac și așa mai departe. I-a dat o dosie de iasării capacele pe acolo și păcat. Vă așteptați la asta? Da. Da, v-ați așteptat la o... Să zvonea de 2-3 săptămâni. Chiar să zvonea, că vor fi mari probleme în jurul lui Ponta, cu Tudose și cu ceilalți. Credeți că va reuși domnul Tudose să-l îndepărteze pe domnul Ponta, care, apropo, este și deputat? Nu niciodată că va reuși sau nu va reuși. Și să ia partidul cu care să facă nu știu dacă Tudose, nu știu. Nu știu dacă Tudose își dorește neapărat să ia partidul. Partidul ăsta... Așa arătau știrile azi dimineață. Doamnă, dacă deschizi primul post e pe roșu, dacă deschizi pe urmă altul e pe galben, bine, dacă... E bine să le asculți pe toate. Dacă ai timp. Da, dacă eu ai am timp. Da. Nu înțelegeți greșit, dar... Cum vedeți dumneavoastră că se vor desfășura lucrurile pentru Gorj? Nu, ce să... Eu repet, cred că greșeala este o greșeală pentru Gorj că au adus-o pe Dăncilă. PSD-ul a greșit. Și mai ales, repet, cu cine ești tu mâine în față? Cu Maioreanu? Ce ați făcut voi la București? Maioranu, Gherghe, Radu Teodorescu, cine a mai fost, Mădălin și așa mai departe, toți care au fost pe acolo pus și prin ministere. Să nu uităm totuși pe domnul Doru Vișan, că și dumnealui se trage tot din Gorj. E din Ciupercea, nu-i din Gorj. E diferența. Da? Păi Vișan nu mai agrează nimeni. Păi mi-e rușine de omul ăla că Ciupercea nu-i comuna lui nevastă, mă știi, și... Vișan e și ceva așa prin alianță, nu știu ce, n-am nicio treabă, că dacă i-a spune ce vorbește Maioranu și i-aș da exemplu unde și cum, pare și circul, dar l-aș valoriza pe Maioranu și nu se merită, că el se gândește de fapt. Credeți că PSD-ul va deconta și ce s-a întâmplat la complexul energetic Oltenia? 100%. Dar toate angajările, deci PSD-ul va deconta. Ce să nu vedeți că sunt câteva instituții care sunt... Căpușate grav. Deci pe lângă ce a fost spitalul. Că este, nu s-a întâmplat nimic în spitalul Căpușa, da? Apare Geo cu probleme
DSV-ul, nu știu ce. Deci, peneliștii să nu credeți că n-au oameni. Și USR-ul au oameni și au băieți deștepți și femei deștepte printre ei. Da, noi nu avem nicio garanție că lucrurile nu se vor întâmpla tocmai la fel ca până acum. Da, important e să încerci, doamna, da, să schimbi ceva. Dacă nu, exact, dacă nu faci ceva, ai luat o bluză pe tine, nu? Ți-e fric cu ea. Ca să încerci să nu ți-e fric, mai e una. Da. Că e mai groasă, că e cu anchior, că e fără... Credeți că conducerea de la complexul energetic Oltenia va fi schimbată? Nu, depinde de noi asta. Oricum, acolo sunt o grămadă care stau degeaba, băgați pe partid din toate partidele. Dacă schimbă un nivel, două, restul mare lucru nu schimbă. La fiecare, că e la nivel înalt, până la, pe la nivelul 2-3, că nu știu ce să... PMP-ul e la guvernare... E un copilaș și unul Gârjoabă, știi, să te bagă în seamă pe Facebook. Domnul Gârjoabă, cum să nu-l știm? Păi da. N-a lucrat nu în... cel bătrân, domnule, taicăsul a fost orientat. Asta e al mic, el și un nevastă s-a zbat acolo, pe la ce oră e un birou de băgători în seamă, pe... Înțelegi, făcut pentru sinecuri de partid, că acolo sunt toți de la toate partidele, știi? Și tot facem timpul programul și am apucat-te, mă, știu, că ce ai lucrat tu? Știi să faci diferite sortești și rupuri? Ce faci pe acolo? Ca să-mi spui și mie, da? Îți dau un exemplu. Păi, ce, băi, eu sunt PMP-ist, acum îți consider de ce-am vreau. Mai sunt și alți PMP-ist angajați. La ce? Păi ce o să facă? Păi nu vii cu ea? Păi nu e angajat PSD-ul. Oricum, la deconcentrate, la un locul Niculina, e un băiat Marcel care vrea de la PNL. La Metzer, Min. Nu știu cum îi zice. Da. Și mi-ar face plăcere să se ducă. Așa, mai ales că a fost și ofițer și are altă... Nu de poliție, dar ofițer, nu contează, are altă trăire și așa mai departe. În general, cam să știu fiecare listele pe unde... Și normal. Deci se circulă, adică acum circulă listele cu noi oameni acum care... Acum domnul Vâlceanu va decide. Acum nu știu ce va face cu PSD-știi aia care a fugit pe la el în partid. Ultima perioadă să salveze odrasele, să salveze pe ei că vor... La cine face referire? Cine sunt mulți PSD-ști. Faceți calcul în ultimul 5 ani cine s-a mutat de 5-6 ani cine s-a mutat de la PSD-ul la PNR. Discuții foarte aprice în partid. Foarte aprice. Deci foarte mulți liberali Vâlceanu... adevărați care s-au stat în opoziție. Doamne, Vâlceanu a ținut PNL-ul în perioada și PD-ul le-a ținut în perioada când USL-ul se unise cu PNL-ul, era USL-ul din PNL și PSD și decima la PD-ul. Dar uite, că PD-ul se întoarsă, acapără PD-ul, PNL-ul, PD-ul a acapărat PNL-ul, deci PD-ul este forța cu mici excepții în PNL-ul și războiul între cele două partide mai e. Și atunci... Vâlceanu nu poate să iese cu bietul în față. Băi, frate, păi eu m-am bătut pentru partidele ăștia. Chiar dacă am fost în tinerețe PSD, după aia când am schimbat doctrina, păi eu m-am bătut 10 ani. Păi voi veniți acum că vrei aia, nu... Și nu-l vede pe ta Vâlceanu să cedeze. E o bătălie pentru funcții? Da. Da. Dar nu trebuie să ne agităm noi prea tare, că au ei timp. Noi eventual să vă dăm subiecte de presă despre ei. Să agităm puțin să dea subiecte de presă. Nu mă înțelegeți greșit. Dar credeți că au oameni pregătiți pentru, de exemplu, pentru complexul energetic Oltenia? Păi, dar de ce trebuie să fie pregătiți? Nu trebuie să fie pregătiți. Nu. Pe atunci ce s-ar schimba, domnul Caragea? În cum ce să se schimbe? Păi, trebuie să fie oameni pregătiți. Păi ce, PSD-ul a avut oameni pregătiți? Păi nu, dar tocmai de asta i-au dat la o parte, mă gândesc, nu? Adică să-și aducă oameni, doamna, profesioniști. Unul din marile devize de sute de ani este așa, fie omul cât de prost, mintea îi vine după post, care n-a luat-o, deși o să-mi de toate treptele, se trăiește acolo, da? Dar revine ce a fost? Când nu mai e pe post. Păi când le-ai și-l parașutezi acolo. Deci eu, părerea mea personală, că PNL-ul va face o selecție amănunțită, pentru că nu poate da chixuri. Deci trebuie să meargă pe sârmă, ca să spun așa. Să găsească totuși oameni potriviți pentru... Deci știți că în aceste zile ei spun așa, după 80 de ani suntem primul guvern PNL, după 80 de ani. Dar nici ăsta n-a avut majoritatea lui. Păi da. Dacă nu face rezultate, următorul guvern PNL mai intră la guvernare peste 100? Nu mai prindem noi și ea, nici pe... Da? Păi și atunci? Nu crezi că... Da, bătălia asta pentru funcții, nu credeți că va afecta partidul? Și da și adică, nu. Câțiva... Ceva, da, din cauza bătăliilor astea... Nu, că șefii de partid sunt destul de intransigenți, dar Vâlceanu-i văzut foarte bine, n-are prea multe compromisuri cu ei.
Nu-l văd, nu, dar iar poate îl întâlnește pe de altă parte. Da, pleacă 3-4 frustrați. Du-te, mă, și plimbă-te. Da, am venit pe la altă parte, nu știu, du-te tu și plimbă-te. Dar problema este că o să-i și bată la ușă o grămadă din aia care fug dincolo și aici va fi problema. Nu ce-ți pleacă de la tine. Mai avem 5 minute. Înțelegeți? Haideți ce-ți vine? Haideți să recapitulăm, domnul Caragea. Dumneavoastră ați zis și aveți dreptate, PSD va deconta o grămadă de probleme care au fost din păcate, care și PSD-ul are și spital, oameni buni. La complexul energetic Oltenia, ar fi și mai multe apa. Exemple. Așa. PNL-ul acum... Problema cu apa nu vine de acum, vine de foarte mult timp. Da. Nici Romanescu nu știe să explice și să facă de niciun fel și obligația lui să... Primăria să dea operatorului și puțuri noi, să-l ajute cu colectările, să facă... Păi poate iasă Maioranu și ne spune de ce, de exemplu, nu se tână captarea de la Vâja până sus. Barajul de la Vâja ai făcut jumate doar. Știu. Că dacă ăla era plin și avea apă să... Domnul Călinoiu spune, da? De la... Dacă ăla era terminat, odată puterea energetică a hidrocentralei pe care o deservește putea să crească, dar prea puțin ne afectează în acest moment, cu toate că pe termen lung s-ar putea să ne afecteze foarte mult, și doi, cel mai important dintre toate este faptul că aveam apa acolo să țină în Târgușiu 3 luni, pe timp de secetă, dacă era plin. Deci trebuie să explice. Păi unde a făcut? Marcel, da. Când se întâlnea asta vară cu PSD-iști și cu Dragnea și cu ei, a făcut vreun interes. Bă, frate, măriți și mie hidrocentrală, uite, Maioranul cel viteaz se ocupă doar de hidrocentrale în Ministerul Energiei. Ia spuneți-mi, vă rog, cam pe la ce dată credeți dumneavoastră că vor fi făcute schimbări în de săptămâna funcțiile viitoare. De săptămâna viitoare? O să înceapă. De săptămâna viitoare, părerea mea. Vor începe schimbările în instituțiile de concentrat. Da. Eu am înțeles că undeva după 15 decembrie, dacă dumneavoastră sunteți mult mai tare când e vorba de informații. Eu cred că de săptămâna viitoare. Și aveți și idee unde vor începe? Da, haideți, da, dacă tot dați-mi și mie o informație. Idee am, dar nu vă pot spune. Nu, în ce instituție va fi prima schimbare, nu? Uite, vă promit că vă sun prima când aflu. Cert. Știu că astăzi e o întâlnire cu toți prefecții din țară, sau nu știu dacă astăzi, dar oricum au fost convocați la guvern. Și care e problema? Credeți că domnul prefect care... După codul administrativ, în primul an al lui... Domnul Cristina deci Rujan. După primul... Deci acest prefect, după codul administrativ actual, e greu de schimbat în primul an, că asta. Dar sunt două posibilități. Ori pleacă singur, că așa ar fi o chestie de moralitate. Singurul subprefect din România care n-a plecat când s-a schimbat guvernarea a fost Marcel Romanescu în 2012. PD-ul în 2012... Când a sunat retragerea și a dat USL-ului, de atunci toți și-au dat demisiile, mai puțin Gorgiu. Vă aduceți aminte? Așa și el ar trebui să facă. Doi, dau ăștia o ordonanță de guvern într-o seară și modifică articolul respectiv la codul administrativ. Și l-a liniștit. Bun, și revenind la schimbări, spuneți totuși că domnul prefect va trebui deci să... Deci trebuie să plece și prefect și subprefecții, clar, n-au nicio treabă. Sănătate. Sunt funcții politice, mai ales că am văzut... De ce vă spun și mă bazez pe asta? Am văzut mai multe declarații ale domnului Orban că vrea să ia de la Ministerul Interne prefecturile. Păi, prin aceeași ordonanță de guvern spune că schimbă și statutul celebrului prefect. Da, acum pot să facă orice, da. Câte e la putere. Și ar fi un lucru bun asta? Din punctul meu de vedere? Da. Sigur. Fiecare slujbaș al statului trebuie să facă politica administrativă a guvernului aflat în acela putere. Repet, politica administrativă. Dacă guvernul ați spune că trebuie să prășești două zile, că de aia te plătesc, prășești două ore pe zi, nu? Da. Vreau mai multă liniște în stradă, mă duc și stau mai mult în stradă. Nu stau în birou, poate altul te vrea în birou, cu ținute, cu nu știu ce. Aia înseamnă politica administrativă. Dar funcționarul public nu are voie, cel puțin cu statut special, să facă politică la servici. Ce bagă el în urna de vot, aia este conștiința civică proprie. Da? Repet, prefecții sunt numiți politici. Succes, băieți!
Mulțumesc mult pentru participare. Cu din păcate, tot cabinetul. Din păcate ne-am apropiat de final. Aș mai fi vrut să avem un pic de timp să mai discutăm. Mai e timp. Vă mulțumesc pentru că ne-ați mai dat și niște informații destul de bune. Mâine va fi o zi deosebită pentru voi în Să nu uităm. Deci mâine aveți o surpriză pentru doamna Dăncilă. Da, și pentru PSD. Bun. O zi frumoasă, la revedere!